Donau Zat aduce în cultura din România un portofoliu de porumb care provine din genetica cea mai bună, fiind produsul unui program complet și complex de cercetare și testare, dezvoltat în Austria, program în care se îmbină genetica europeană și americană. Avem posibilitatea și oportunitatea de a include în cultura de porumb hibrizi cu maturități extratimpurii, FAO 150-200, până la cele tardive, FAO peste 500. Hibrizi pretabili pentru cultura de boabe, precum și desilos, dar și hibrizi excelent calitativ pentru industria de morărit sau pentru utilizări speciale, popcorn, floricele de porumb. O atenție specială este acordată ameliorării toleranței hibrizilor de porumb la factorii de stres biotici și abiotici. Cei mai importanți sunt seceta și arșița, care au un impact negativ asupra producției totale pe fondul scăderii producțiilor medii la hectar, comparativ cu anii anteriori. Astfel, este esențială alegerea hibridului care poate da cele mai bune rezultate în condițiile existente și care poate oferi randament maxim cu resursele de care beneficiază. Doi hibrizi din portofoliul Donau Zat s-au remarcat în anul 2020, unul foarte greu cu secetă severă. Arsanto este un hibrid semitardiv din grupa FAO 430, înregistrat anul trecut, care este destinat producției de boabe. Arsanto prezintă o stabilitate foarte bună, ritm ridicat de pierdere apei din bob, o toleranță bună față de tăciunele comun și fusarium. Știuletele are 16-20 de rânduri de boabe și între 32-38 de boabe pe rând. Cu o masă la 1000 de boabe de 320-360 de grame, Arsanto a ajuns la o producție de 14.280 de kilograme la hectar într-un lot demonstrativ înființat în județul Bihor, la Marghita. Multipel este un hibrid care face legătura între grupele FAO 380-400. Acesta devine răspândit în cultură și a răspuns foarte bine condițiilor de anul trecut. A fost cultivat în județele Brăila, Călăraș și Ialomița. Multipel se caracterizează printr-un ritm de dezvoltare foarte bun în primele faze de vegetație, o bună rezistență față de temperaturile mai scăzute la data semănatului și o toleranță bună față de boli, în special fusarium. Multipel prezintă un știulete bine dezvoltat cu 16-18 rânduri de boabe, care pierde rapid apa la maturitate. În 2020, vârful de producție a fost tot în Marghita, 14.215 kg la hectar. Un hibrid care are nevoie de o tehnologie ca la carte, este un hibrid de cultură intensivă, are nevoie și de apă și de îngrășăminte, precum și de tratamentele pentru cultura de porumb. Și este un hibrid cu un potențial foarte bun de producție. Focusul nostru pentru zona de cultură este sud-estul țării, grupa FAO cel mai mult cultivată în această zonă a țării noastre, și Multipel este foarte bine adaptat acestor condiții de cultură. Toate caracteristicile celor doi hibrizi pot fi consultate pe site-ul www.binealegibineculegi.ro.